Bă, zic mai bine, zici ceva. Deci aici avem o colonie mare, puternică. Și vreau să vă prezint că se practică flămânzirea parțială a coloniei de albine. Cei care nu știu să caute prin anii 60. De ce procedăm la acest lucru? Am să vă arăt o ramă. Flămânzirea parțială a albinelor apare atunci când în natură se oprește culesul și avem măci bun. Ce se întâmplă? Aceasta este o ramă unde parțial matca nu este cea mai valoroasă, dar face cantitatea de puiet necesară pentru ceea ce am eu nevoie pentru luna august. Iată, astfel, auac, matca din spetează în spetează, deci de jos până sus. Vă arăt și o altă ramă. Bine că dacă aveți cules, e greu să faceți acest lucru. Eu profit, să zic, de lipsa de cules. Dar are mâncare atât cât să supraviețuiască, nu cât să aibă coroniță rară. Astfel, ea va depune ouă până sus. Acum, singurul dezavantaj ar fi că dacă aveți celule de trântori, atunci veți avea și celule de trântori în partea de sus, jos și așa mai departe. Depinde de situația în care se află matca. Deci a primit mâncare, a avut coroniță. Odată cu lipsa de hrană, lipsa de cules datorită ploilor ce s-a mai întâmplat, a consumat coronița, dar matca a venit sus și a depus ou. Astfel, putem avea o familie de albine cu mai mult puiet. Acest puiet va trebui hrănit când va ecloza. O să vă arăt mai multe rame. Va trebui hrănit. Deci, acum a lăsat să golească coronițele și momentul următor, după ce s-a depus ouă și chiar s-a căpăcit, până în partea de sus, atunci vom putea să începem să le hrănim. Aici a depus și păstura, depinde cum ai cruzat albă. O să vă arăt o ramă unde se confirmă mai bine acest lucru. Dacă am avea coroniță de 3-4 degete, să vedeți, deci dacă am avea coroniță de 3-4 degete, atunci acele celule ar fi ocupate cu miere. Astfel, e ocupată, iată cum este această ramă, deci unde nu are miere în coroniță, are puiet. Da? O să vin aproape să vă arăt această ramă. Iată, e din spetează în spetează, cu albina, cu puiet căpăcit. Ea suferă de foame într-un fel, dar aduce păstură. Dacă ar fi coroniță pe această ramă, am avea o treime din puiet mai puțin pe rama respectivă, da? Deci dacă mi-avea coroniță până pe aici, așa, am avea probabil 2-3.000 de albine mai puțin. Nu ați auzit de așa ceva. Dar ați văzut. Ați mai văzut puiete din ramă. Bineînțeles, cum eu sunt abia cu un start cu stupinei, cu am luat-o de la capăt. Încerc să
aplic metodele din timp bătrân. Deci cât mai metode cât mai vechi. Da? Între aur până sus mătuță. Acum mă voi duce până în capăt să văd dacă are și miere un pic. Ea, în mod normal, ar trebui să aibă un pic de miere. Polen au, este un lucru foarte bun să aibă polen. Să știți că peste iarnă și din lipsă de proteină moare albina. Nu e neapărat numai da, această ramă deja e plină cu păstură. E bine că aduce polen. După polile astea multe, au adus polen foarte mult, chiar la blocaj, dar suntem într-o lună în care așteptăm că luna viitoare probabil nu o să mai avem parte de polen prea mult. Depinde de vreme. Și să vedeți că pe ultima ramă e ceva mâncare. E o rezervă foarte mică de hrană în ambele capete. Aceasta este rezerva de hrană, care încet încet dispare și ea. Acum probabil aduce un pic de nectar, am văzut la nu știu ce plante. Și această ramă e plină cu trânturi, nu-i să mănânce. Bun. Deci, iată cum putem profita și de flămânzirea albinelor. Bine, nu trebuie să dureze foarte mult. Ați văzut, sunt foarte multe rame pline cu puiet. Până aici sunt 6-7 rame, aproape din laț în laț. Pe două rame păstură. Deci pe două rame am păstură și să văd ce e în capăt, fiindcă ar trebui să fie mâncare și în partea asta. Da, este puiet care acum mai frozează. Să văd dacă marca a reușit să depună ouă. Au găsit un pic de nectar pe undeva și au început să aducă. Dar oricum am profitat foarte bine de acea perioadă de lipsă de hrană pentru a obține mai mult puiet, da. De înțeles că puietul a trebuit crescut cu mierea respectivă și când trebuie să eclozeze, va trebui intervenit cu mâncare, fiindcă dacă nu, va rezulta albina mai anemică. Acum mă uitam dacă are nevoie și de proteină. Da, aduce polen, deci oricum siropul nu se face chel. Iată, mătuța este aici. Depune-o pe această ramă. Rame fără mâncare, deci câteva celule de miere au. Să văd dacă pe această ramă mai e mâncare sau au rămas numai cu vreo câteva kilograme de mâncare. Ele cam o săptămână. Oricum așa am pus în plan.
E bine că totuși au adus proteină destulă și vor primi și în sirop. Arată foarte bine într-un fel. Va primi tratament și peste 5-6 zile va primi și hrană suficientă pentru a putea trece de iarnă. Dacă la familia cu schimb liniștit ați văzut care miere suficient, aceasta în schimb nu are. Fost mai muncăcioasă și astfel va avea puiet mai mult, dar un puiet mai slab. Deci trebuie hrănit cu mâncare de calitate. Până data viitoare, numai bine și sănătate la toată lumea!